Vă salutăm cu pacea Domnului Iisus. Suntem familia Contaru, Ionut și Corina și în momentele care urmează vrem să vă spunem câte ceva despre recunoștința la adresa lui Dumnezeu. Probabil mulți dintre dumneavoastră știți cum, nu cu mult timp în urmă, familia noastră, mai exact eu, am trecut prin niște încercări și anume prin niște operații pe creiere. Mi-aduc aminte că ultima intervenție pe care am avut-o a fost în anul 2017. A fost o intervenție care nu a fost deloc simplă, a durat mai bine de jumătate de zi. Mi-aduc aminte că m-am trezit din acea anestezie totală și am trăit cele mai cumplite momente din viața mea. Fiindcă eram imobilizat la pat, nu puteam să fac nicio mișcare, depindeam de oameni, depindeam de cei care mă luau, mă duceau cu un cărucior cu rotile, mă duceau la analize, la toaletă și așa mai departe. Am avut momente în viața mea atunci când efectiv am început să strig către Dumnezeu și să-L implor să se îndure de mine. Ne-am rugat noi, s-au rugat prietenii noștri, s-au rugat biserici întregi din România și nu numai, și din străinătate. Și nu că noi suntem buni sau știm noi să-L impresionăm cumva pe Dumnezeu, ci pentru faptul că avem un Dumnezeu bun, care și astăzi poate să ridice, poate să ierte. Dumnezeu s-a îndurat într-un mod miraculos și mi-a dat din nou șansă la viață și mi-a dat din nou șansă să-I mai slujesc Lui. Și de aia astăzi sunt recunoscător, fiindcă din momentul acela viața mea personală s-a schimbat în relația cu Dumnezeu, viața noastră de familie s-a schimbat în relația cu Dumnezeu. Deși și înainte de aceste încercări îl lăudam pe Domnul, eram împreună, parcă acum simțim altfel, simțim că relația noastră cu Dumnezeu s-a consolidat tot mai mult. Și înainte ne rugam, și înainte îl lăudam pe Domnul, însă rugăciunea noastră parcă se înalță într-un mod special la adresa lui Dumnezeu. Cântările noastre pe care le cântăm parcă se desprind altfel din inimile noastre către El. Și pentru toate astea îi suntem recunoscători. Fiecare zi pentru noi este un dar de la Dumnezeu. Dacă ne trezim dimineața și putem vedea, putem auzi, e un dar de la Domnul. Când mă trezesc dimineața și văd că pot să mișc, pot să merg pe picioarele mele, pot să mă duc din nou la pian, pot să iau chitara în mână și să laud pe Domnul, e un mare har pentru mine și de aceea îi sunt recunoscător din inima lui Dumnezeu. Suntem dependenți de Dumnezeu prin tot ce facem noi, și în tot ce facem noi, depindem de El în fiecare clipă din viața noastră. Fiecare clipă din viața noastră este sub protecția și sub mâna și sub călăuzirea lui Dumnezeu. Chiar dacă îi suntem recunoscători lui Dumnezeu în fiecare zi și îl lăudăm pe El pentru tot ce ne oferă în fiecare zi, alegem în perioada care ne stă înainte să ne implicăm într-un mod special și practic prin acest proiect care se numește Plicul Recunoștinței, inițiat de către Asociația Miros de Ce. Împreună cu soțul meu, alegem să punem în fiecare zi câte 5 lei, în decenii de zile, susținând acest proiect, Plicul Recunoștinței, uniți în lupta pentru copiii frică. Fii mulțumitor, fii recunoscător, implică-te și tu în proiectul Plicul Recunoștinței, dăruiește puțin și schimbă vieți.